Socrates. Duminică ce faceți? Vă duceți până la urmă totuși pe Giulești? Nu, mă. Haideți, ne amintim că e derby frumos, e meci frumos. Nu, mă. Cu toate că aș fi bine primit și de unii și de alții. Deci de pa mea să răspunzi de ce nu mergeți. Logele mici. Ai zis, să aud și eu. A zis sunt nu puține supune... loje acolo. Sunt puține loje, da. Pentru Mitică, dragul meu, nu sunt puține loje. Numai Burleanu nu ne-a băgat în seamă pe mine și pe Mircea Sandu. Restul în țară, peste tot, suntem respectați. Da. Bă, să nu uitați că am fost aproape 21 de ani președintele lor, dau încolo de treabă. Tocmai, de aia zic că... Dar să știți, când mi-a spus că sunteți prins bine de ambii, mie mi s-a părut că sunteți ironic. Nu sunt ironic. Câștigă și Rapidul în sfârșit, în sezonul acesta, mai ales că sunt probleme la Dinamo cu Abdallah, cu Denis Politic, sunt niște probleme de loc. Cred că va câștiga meciul cu Dinamo, cu toate că atmosfera... O să vezi ce atmosferă bună va avea Rapidul. O să vedeți. Chiar dacă primesc gol de la Dinamo, vor fi încurajați. Am înțeles că și Corsicanu și ăsta... Se apropie iar de stadion. Da, se apropie momentul când Liviu Ungurean se va întoarce iarăși să conducă peluza Rapidului. Când? Da, se liniștească pentru că sunt turbulențe mari. Adică e un puțin haos și prin peluza Rapidului. E haos și la echipă și la suporte. Părerea mea e că e haos și în conducere. Adică? Ce înțelege ce vreți. Adică fiecare vorbește pe limba lui și acolo? Haos în toate compartimentele. Am înțeles. Dacă îi bate din apă pe Rapid, îl dă afară pe Lenu? Na, nu-l dă afară, spune, îl fugăresc. Nu-l dă afară, Lenu, nu-l fugăresc pe limba de tret. Nu bate. Nu bate din apă, nu? Nu bate din apă. Rapid se mobilizează bine. Și-a dat seama că ăștia care au venit... sunt cam de divizia B, majoritatea. Dacă joacă cu garnitura veche și o plombă, două din astea, vine Rahman ăla sau cum îl cheamă, înapoi, s-ar putea să înceapă să joace bine. Și Lennon ăsta ar trebui să oprească cu experimentele. Cu minunile astea pe care le-a făcut până acum. Că sunt minuni de la Maglavit. Păi a zis că e aproape de ieșirea din mahmureală. Păi ce a fost, beat până acum? Nu, la jocul echipei se referea, nu la... Să nu ne gândim la altceva. Nu, când e echipa așa, e antrenorul la fel. Să nu spun asta. Da. Vreau să vă întreb pe final dacă ați văzut... Unde ai văzut-o, profesorii? Profesori buni cu studenți proști. Rar vezi. N-ai un profesor bun de drag și înveți, nu numai de bici. Păi și cu studentul Săpunaru ce o să facă? Au greșit cu Săpunaru tot și conducerea și tot au vrut să-l curete. Păi și aproape au reușit. N-au reușit, că l-a jucat foarte bine. La cine l-a învățat, a jucat și la declarații a jucat foarte bine. Cine? A dat o declarație, Dobie, eu sunt jucător, dacă mă bagă să joc, dacă n-am auzit, ce înjurături le trăgeam dacă eram în locul lui? Păi arunca Rapid un aer, dacă spunea Săpunaru, cred că ce simțea. Păi, nu, numai pentru diplomația pe care a avut-o Săpunaru, ar trebui poptat în stafful de conducere al Rapidului. Aplauze din partea lui Dănuț Lupu. Ne-am amintit că câteodată ca fotbalist trebuie să știi să te și lași. Categoric. Dar el a jucat foarte bine, Dănuțe. Păi nu, n-ați înțeles. Nu, el poate să joace bine. Stai că nu înțelegi.
jocul, nu am zis că a jucat ca fotbalist, a jucat ca fotbalist foarte bine. El a jucat strategic foarte bine, ai înțeles? Na, strategic, da. Eu la asta m-am referit, să nu cumva să... Eu sunt ca și jocurile politice. Da, el e prietenul meu și știe lucrul ăsta, dar repet, câteodată trebuie să știi să te și lași, fiindcă și anul trecut, a greșit în două meciuri. Dar îi plac banii, mă, ce nu înțelegi tu. Păi, dar cui nu-i plac banii? Datorită faptului că e cineva pentru Rapid, poate să câștige niște bani și făcând parte din staff, nu neapărat fiind jucător. Da, o să fie liniște dacă bate pe Dinamo, o să fie o săptămână, o să fie liniște în Giulești, aia e sigur. Vreau să vă întreb... Le arată ei rapidi și ce pătesc. Da.